Mr. McAllister, thank you so much for joining Radio Free Europe, Radio Liberty from Brussels. Good evening. I'll start with an information that I've got. Se vehiculează în spațiul public informația că în Rusia se află sute de migranți așteptând semnalul să fie transportați la Minsk, pentru ca de acolo să fie direcționați către granița dintre Belarus și granița externă a Uniunii Europene. Cât de serioasă este o astfel de informație? Aveți date că ar putea fi adevărat? I haven't heard these numbers, I haven't read these figures, and that's why I can't verify them. Nu am auzit de aceste cifre, de aceea nu le pot verifica. Ca atare, nu pot răspunde la această întrebare. Pot spune că de luni de zile, Uniunea Europeană se confruntă cu amenințare hibridă, care se folosește de oameni necăjiți și care este instrumentalizată și sponsorizată de un anumit stat. Aceasta nu este o chestiune bilaterală dintre Belarus și Polonia, Lituania și Letonia. Este o chestiune care interesează întreaga Uniune Europeană. Uniunea Europeană este solidară cu Polonia și statele Baltice. Ceea ce vedem este o încercare a unui regim autoritar de destabilizare a vecinilor săi democratici. La Minsk se află un regim rezultat din alegeri fraudate, care își reprimă în mod violent cetățenii și pe care noi, Uniunea Europeană, nu îl recunoaștem. Uniunea Europeană acționează în patru direcții diferite: sprijin umanitar, contactul cu țările de origine ale migranților, sancțiuni împotriva indivizilor și entităților din Belarus și împotriva operatorilor de transport care facilitează traficul de ființe umane și contrabanda. Europe is acting on four different tracks. First, humanitarian support. Second, diplomatic outreach to the countries of origin. Third, sanctions against individuals and entities in Belarus. And finally, sanctions against transport operators facilitating human trafficking and smuggling. All the measures that you have mentioned. Dar niciuna dintre aceste sancțiuni nu este la adresa Rusiei, despre care se spune că s-ar afla în spatele întregii operațiuni. Colegii ai dumneavoastră ne-au declarat că fără susținerea puternică a Rusiei, domnul Lukashenko nu ar fi îndrăznit să meargă atât de departe. Indeed, Mr. Lukashenko couldn't be doing all this without the support of the Kremlin. Așa este, domnul Lukashenko nu ar fi putut face toate acestea fără sprijinul Kremlinului. Kremlinul dorește să țină Belarus în ceea ce numește sfera sa de influență. Belarus este foarte dependentă economic de Rusia. Până acum, domnul Putin nu a arătat nicio dorință să îl determine pe domnul Lukashenko să se abțină din acțiunile sale. Rusia se comportă problematic față de valorile și interesele Uniunii Europene, iar deciziile politice deliberate ale Kremlinului au condus în ultimii ani către o spirală negativă în relațiile noastre. Aș dori să mă opresc asupra eficienței politicii Uniunii Europene de sancțiuni împotriva Belarus. Până acum, Uniunea Europeană a aplicat 4 pachete de sancțiuni. Din septembrie 2020 până în octombrie anul acesta, au fost sancționate 166 de persoane și 50 de entități. Listă care a fost lărgită în noiembrie ca urmare a situației de la graniță. Acum sunt sancționate și agențiile de turism care oferă pachete all-inclusiv, cele care le oferă migranților vize, autobuze și taxiuri până la graniță. Comisia Europeană întocmește în baza legislației internaționale o listă cu toate mijloacele de transport care sunt folosite pentru transportul migranților. Cred că mai important decât sancționarea regimului Lukashenko este să arătăm solidaritate cu oamenii curajoși din Belarus, care se ridică împotriva acestui regim. De aceea m-am bucurat că am putut să-i arătăm solidaritate doamnei Svetlana Tihanovskaya când a vorbit în plenul Parlamentului European în noiembrie. And that's why last week's address of the exiled leader of the Belarusian Democratic Opposition, Svetlana Tikhanovskaya, in the plenary in Strasbourg came at the right time, and the people in Belarus should know we unanimously stand behind the people of Belarus. Because you mentioned Ms. Tihanovskaya, I've heard as well her. Da, dar doamna Tihanovskaya a avut un discurs destul de amar la adresa Uniunii Europene, care i-a cerut să fie mai proactivă în legătură cu opoziția, reproșând oarecum Uniunii că acordă mai multă atenție așa zișilor migranți decât opoziției din Belarus. Well, the European Parliament.
in particular was one of the first institutions to seek dialogue with the Belarusian opposition after the rigged presidential elections in August 2020. It was already on the 25th of August. Parlamentul European a fost una dintre primele instituții care a stabilit un dialog cu opoziția din Belarus. Era deja 22 august 2020. Pe 25 august am invitat-o pe doamna Tihanovskaya în Comisia de Afaceri Externe, iar de atunci a fost invitată cu regularitate pentru a putea identifica împreună modalitățile de a strânge relațiile dintre opoziție și Uniunea Europeană și de a întări societatea civilă din Belarus. Dincolo de sancțiunile aplicate celor care sunt responsabili de represaliile la adresa societății civile, al doilea pilon al politicilor noastre în ceea ce privește Belarus este să susținem opoziția, să susținem societatea civilă, media independentă și pe cei din Belarus care sunt forțați să locuiască în exil. Și vă voi da câteva exemple care arată cum Uniunea Europeană a sancționat violarea sistematică a drepturilor omului în Belarus. Uniunea Europeană a oferit o finanțare de 27 de milioane de euro persoanelor afectate de violența structurilor de stat și sunt multe alte lucruri pe care suntem pregătiți să le facem. Pe de altă parte, Comisia Europeană face ce trebuie, stopând pachetul economic și de investiții pentru Belarus în valoare de 3 miliarde de euro. Banii vor rămâne pentru Belarus, dar vor fi transferați acolo când țara va deveni democratică. Principalul obiectiv este să susținem măsuri care să conducă la un dialog național în Belarus și o tranziție pașnică și democratică. Acesta este un drum lung care poate părea nerealist în această etapă, dar aceste eforturi sunt importante pentru că, în final, oamenii din Belarus sunt aceia care țin soarta țărilor în mână și ei trebuie să știe că nu sunt singuri. Statele Unite, Marea Britanie, Canada și toate celelalte state occidentale le sunt alături. Efforts are important because in the end it is the people of Belarus who hold the fate of their country in their hands and they need to know that they are not alone. The United States, Canada, the United Kingdom, other Western countries and all 27 member states of the European Union are with them. My last question to you, Mr. McAllister, getting back to the crisis at the border. Câteva state membre NATO au trimis trupe la granița dintre Belarus și Polonia, Marea Britanie, Cehia și Slovacia. Există un pericol de declanșare a unui conflict armat la graniță? Conflict between Belarus and Poland, for instance? Yeah. Well, I mentioned that Europe is working on four tracks: humanitarian support. Între Polonia și Belarus, Uniunea Europeană lucrează pe patru direcții: ajutor umanitar, legături diplomatice, sancțiuni țintite împotriva persoanelor și a unor entități din Belarus și sancțiuni împotriva companiilor de turism care facilitează traficul de ființe umane și contrabanda. Un aspect important este gestionarea granițelor. De la începutul crizei, Uniunea Europeană a oferit suport Letoniei, Lituaniei și Poloniei, mai exact 42 de milioane de euro. Ca atare, Uniunea Europeană este solidară cu aceste trei țări. Pe de altă parte, Uniunea Europeană are și o responsabilitate față de oamenii aflați captivi pe teritoriul Belarus din cauza nesăbuinței regimului Lukashenko. Acești oameni au nevoie de ajutor acum. Vremea se înrăutățește. Comisia Europeană a luat legătura cu ONU și cu un altul comisariat ONU pentru refugiați și am alocat 700.000 de euro pentru asistență umanitară pentru refugiații vulnerabili blocați în Belarus. Multe state au ajutat trimițând corturi, paturi, instalații de încălzire sau generatoare de curent electric, precum și mâncare. Asta arată solidaritatea noastră cu acești oameni, căci haideți să nu uităm că acest regim nesăbuit din Minsk instrumentalizează oamenii aflați la nevoie în scopuri politice, iar asta arată din nou ce gândire are Alexander Lukashenko, dictatorul din Minsk. Răspunsul decisiv și ferm al Uniunii Europene este că nu acceptăm încercarea lui Lukashenko de a-și destabiliza vecinii și apoi UE. De aceea, abordarea noastră este dată, de pildă, de sancțiunile țintite împotriva celor care îi transportă pe migranți. Trebuie să spun că acum ceva vreme nu mi-aș fi imaginat că așa ceva este posibil în Europa. Ca un regim autoritar să instrumentalizeze ființe umane ca să obțină câștiguri politice. Este ceva nou și ca atare suntem solidari cu cele trei state membre afectate. The EU's response, the decisive response that we will not accept this, that we will not accept Lukashenko's attempt to destabilize democratic neighbors
and in the end, the whole European Union, that we will simply not accept that. And that's why we have shown solidarity. This is a matter of all EU27. We will not accept this. I must say that a couple of years ago, I wouldn't have thought this would be possible in Europe, that an authoritarian regime uses human beings, instrumentalizes human beings as a political mean. That is something new, and that's why this is a challenge for all of us, but we will remain and show solidarity with our three member states. Mr. McAllister, thank you so much for this interview. Thank you.